anului, așa să spune, cete de colindători de la toate școlile sunt în primărie, mai avem și problemele de zi cu zi și lucrări că vremea nu ne lasă deloc să stăm la gura sobei și să ne bucurăm după o muncă de un an. Cred că vom munci până pe 31. Păi dacă vremea e bună, nu știu cum o fi ianuarie. Și atunci să facem lucrările. Mă uit la dumneavoastră și stau, eu am făcut acum 2 ani de zile, 25 de ani de căsătorie. Și așa o zice și eu, zic și eu, că poate îi prinde pe cei de 50. Oricum, cum vrea bunul Dumnezeu. Pentru că suntem în puterea Lui și sigur, nu ține de noi. Ceea ce facem în casă ține de noi, dar vârsta, viața, o decine bunul Dumnezeu. Eu vreau să vă felicit, nu mă vor ca pe scenă, că până la urmă are și sala Zalomit, vechea sala Zalomit, care ne-a scos din toate necazurile. Am făcut ateneu frumos, nu avem autorizație, așa că l-avem închis. Dar Zalomit, care da, de sute și eu, și-a făcut treaba și face și în continuare. Și nu ne lasă la greu. Vă spuneam că nu mă voi urca pe scenă, chiar mă simt mult mai și sala nu este așa de mare și mă simt mai bine în mijlocul dumneavoastră. Eu zic că am vocea destul de puternică ca să transmit ce am de transmis. Ce pot să vă spun dumneavoastră care ați trăit o viață, ați avut și bune și rele și faptul că sunteți în continuare o familie unită, o familie eu știu, cu înțelegere, cu pace, spune totul de la sine. Noi nu trebuie să facem decât să învățăm din experiența dumneavoastră, să ascultăm de povețile și de vorbele dumneavoastră, să mestecăm în butoiul la tot timpul al familiei, al dragostei și să nu luăm doar partea bună de deasupra și cum să rămânem, să-l mai mestecăm, să mai îndulcim așa. Mai jos este așa, înveți? Să spune că în familie îl cunoști pe celălalt de lângă tine când ai mâncat un sac de sare. Când ai terminat. Asta înseamnă că un sac de sare se pune puțin la mâncare. Deci e o viață lungă. Nu o să vă spun dumneavoastră care este elixirul acestei vieți îndelungate în cuplu, pentru că știți cel mai bine. Înțelegerea este rolul, joacă rolul principal. În al doilea rând, faptul că fiecare trebuie să lase de la el, cum spune, ceva mai las și tu, mai lasă și el, și înțelegeți, mergeți în continuare. Și nu în ultimul rând, să știți că atunci când viața a fost un cuzur, au apărut fisuri în viața de cuplu. De multe ori se spune o veche vorbă de-n popor, ci că greutățile te leagă, te țin unit. Pentru că nu mai ai timp să te gândești și la alte lucruri. Eu n-aș vrea să vă țineți uniți prin greutăți. Eu vreau să aveți o viață frumoasă de aici încolo, să aveți o viață binecuvântată, să vă bucurați de tot ce ați realizat dumneavoastră ca familie, să vă bucurați de copiii dumneavoastră, să vă bucurați de nepoți și orice lucru când apare, orice pretext, orice mod de a vă bucura de clipa vieții, care este enorm de mare, viața este unică. Și atunci când prindeți un moment să vă bucurați, bucurați-vă de el. Pentru că probleme apar în fiecare zi, probleme avem cu toții. Și dacă tot timpul ne angrenăm și încercăm să rezolvăm toate problemele, nu ne mai rămâne timp de viață. Eu vă felicit pentru faptul, acum nu știu pe care să felicit mai repede, pe Domn că au rezistat 50 de ani, pe Doamne că le i-au acceptat 50 de ani, sau vă felicit deopotrivă pe ambii, pentru că ați găsit înțelepciunea să mergeți în continuare departe de toate problemele care apar. Nu știu dacă înainte era, știu că de când sunt primar am luat această decizie de a premia cuplurile care au împlinit frumoasa, eu știu, vârstă de 50 de ani de căsnicie. Și anul acesta sunt aproape 80 și ceva de persoane, 66 au fost deja premiate, cei care mai sunt până la începutul anului. Privilegiul dumneavoastră este că cei care mai sunt, care împlinesc 50 de ani spre sfârșitul anului, facem și un lucru, eu știu, un eveniment din asta și
felicităm într-un cadru mai organizat. Centrul Cultural Ion Vinea s-au pregătit, cei din centru s-au pregătit cu un mic program artistic. Domnul Pețanca, de când nu mai are Ateneu, văd că s-a îndrăgostit foarte mult de Vlalomit, îl privește cu alți ochi, tot vine și zice, să îmbunătățim și pe acesta, să mai facem. Când era Ateneu, știți cum e, când ai casă nouă, nu te mai uiți la casa de la țară. Dar, până la urmă, Zalomit a rămas. Zalomit, tradiție, istorie. Ca să nu mai întindem prea mult lucrurile, până la urmă, e o vorbă clară, să nu uităm de ce am venit. Am venit să vă felicităm, am venit să vă sărbătorim și să vă oferim o diplomă ca să vă amintească, ca un lucru peste ani, că există, a existat, eu știu, în îndelungata dumneavoastră viață în familie, un moment în care administrația orașului s-a gândit că meritați acest privilegiu. Ana, haideți să... Deci o să-l citesc doar primul și apoi exact ca și noțiune, ca și conținut. Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Primăria Municipiului Giurgiu, acordă diplomă de merit familiei Maria și Tudor Băcanu cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie. Și doamna? Sărmă. Diplom, banii vii la dumneavoastră. Ca știu toată viața ce aveți. Și florile. Și dumneavoastră vă dau diploma de merit că o meritați. Să vă dea Dumnezeu sănătate și numai bine. Rămâneți pe loc și după ce dă Elena și Simion Tănase. Da. Să rămână distinția. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă dea Dumnezeu aceștia să ai dumneavoastră și asta e succesul. Da. Să-i dea Dumnezeu sănătate în continuare. Jana și Petre Agiu. Să vă dea Dumnezeu sănătate și numai bine. Fiindcă mulți ani. Rămâneți. Nu, terminați. Rămâneți în sală și până. Da. Rămâneți oricare scaun. Sunt cei care nu vin. Nu vin? Da, lăsați-mi diploma, doar? Puneți aici diploma. Banii puteți să-i luăm, nu? Că-i dăm la următoare. Banii sunt aici. Sunt aici pe ștat. Ah, sunt tot. Da, ok. Da. Chirița și Stan Năvală. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Banii vi dau dumneavoastră, cum am spus, ca și vreo, știți ce să faceți cu ei. Domnul Stan, să vă dea Dumnezeu înțelegere în continuare, o diplomă de merit. Așa e, unii cu banii, alții cu diplomă. Așa e în viața asta. Mulțumim, Consiliul Local. Și tot timpul spunem că treaba merge înainte, nu contează cum. Pentru că ați găsit posibilități să ne faceți masa mai frumoasă. Doamne ajută! Doamne ajută! Da, ce frumos! Stella și Dumitru Dani. Domnul Dumitru nu se poate deplasa. Dar mâna e bine că v-a dat Dumnezeu dumneavoastră forță mai mare, îi dați diploma din partea primăriei și diploma. Auziți, regulile nu le schimbăm noi la sfârșit acum. Toate regulile care au fost făcute o viață întreagă. Dacă lucrurile au mers bine și banii au stat la dumneavoastră și au mers bine. Așa. Mai cu cumnatul meu avea o vorbă. Zice, bă, dar neică. Dumnezeu să-l odihnească că nu mai este și îmi spune, ce bă, neică, dacă lucrurile merg bine în familie, și a ținut banii tot timpul și a chizuit bine. Să mă pun contra acolo la sfârșit? N-are sens. Familia Stana și Crăciun Bucea. Dumneavoastră sunteți. Domnul Crăciun, se apropie și ziua dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută. Să știți că tot timpul îmi doresc să-i spun să dea Dumnezeu să ajung măcar la anii dumneavoastră. Măcar. Dacă vrea Dumnezeu și ori avea alte lucruri cu mine, ok. Dar măcar anii dumneavoastră. Da, Doamne. Ce fie? Diplomă de merit. Să rămână. Diploma Doamnei și
Da, așa fac. Familia Laurenția și Stelian Matinca. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate în continuare. Să vă bucurați de tot. Domnul Stelian, să vă dea Dumnezeu sănătate. Uite așa, diplomă de merit. Și la vecine spuneți, uite ce merit am avut. Doamne. Cu ocazia asta aș vrea să fiu sănătos și la 60 de ani de căsătorie să mai primesc încă o diplomă. De excelență o să fie atunci. Și deja plic, nu se mai dau. Plicul să fie dublat. Știți cum să spune, deci o problemă, să fie primit. Știți cum să spune. Doar să putem, dacă veniți într-o generație în care lucrurile astea erau la modă. Erou al muncii socialiste. Familia Petra și Ion Vonica. Îi dați doamnei? Da. Diploma de merit și plicul și diploma de merit. Să vă dea Dumnezeu sănătate și mai bine. Doamne ajută. La mulți ani în continuare și dumneavoastră. Elena și Gheorghe Paraschiv. Să vă dea Dumnezeu. Nu o să mai am. Cu respect. Domnul Gheorghe, să vă dea Dumnezeu sănătate și numai bine. Și ani mulți în continuare. Doamne, cu respect și acestea și diploma de merit, să vă dea Dumnezeu sănătate, ca să fie Doamne, numai bine. Steruța, că sunt martură. Ați văzut? Ați văzut? N-aveți nicio șansă. Așa a fost toată viața. Să-i dai plicul Steruța. Oprește tu florile și diploma. Florile, dau și asta. Diploma. O drept tot de mes. Familia Dumitra și Florea Furnigă. Să rămână. Să rămână la mulți ani. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Tot pentru dumneavoastră. Nu schimbă vedul. Florea, să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută. Familiei Floarea și Tudor Licuță. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Tot pentru dumneavoastră, să dea Florică, să dea Dumnezeu sănătate. Mi-a Tudor. Să dea Dumnezeu sănătate. Dacă-i doamnă, dai Coscu, o să facem pășină. Familia Elena și Ion Vasile. Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate, uitați aici, și banii și diploma. Doamne ajută și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu numai bine. Maria și Iulian Ciulac. Dumnezeu sănătate și înțelegere în continuare. Doamne ajută! Mariana și Nicu Doc. Stați, culoarea speranței, fucsia, să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă dea Dumnezeu numai bine. La fel și la toți de aici. Mai mult ca noi, dacă se poate. Familia Maria și Iulian Biolan. Da. Și culori și culori. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să vă dea Dumnezeu numai bine. Doamne, ce ați făcut toată viața, faceți în continuare. Să dea Dumnezeu sănătate. Cum meritați. Toți cei prezenți au primit diplomele și doamnele au primit florile. Da, înainte de a face poza și de a ieși, aș vrea să vă transmit sărbători cu bine.
sărbători cu bucurie în familia dumneavoastră, sărbători binecuvântate și să dea bunul Dumnezeu să ne întâlnim doar în evenimente acestea plăcute, pentru că merităm cu toții să ne bucurăm și de plăcerile vieții. La mulți ani și să vă dea Dumnezeu numai bine. Și acum am să vă rog să venim pe scenă, să facem o poză de grup. Și acum să vă văd cine are acces la Facebook, pentru că poza o să o găsiți pe Facebook. Asta este. Ne adaptăm și pe acolo cum doriți. Tu câți ani ești? După păr, are și o cadă 60 de ani. Haideți încoace așa, Doamne ajută, să vă dea Dumnezeu sănătate, Doamne ajută, sărbători cu bine! Vedeți cum ați ajuns la 50 de ani de căsnicie? Să rămână. Doamne ajută și numai bine. O să încercăm în anii următori să scăpăm de calvarul ăsta cu străzi neasfaltate, cu fără apă, canalizare și după aia vor fi și surse financiare. Încerc să văd, să preiau din exemplu celorlalte primării din țară, pentru că e jenant. Cine are pensia până în 4 milioane jumate primește de la Uniunea Europeană acele pachete. Cine are peste 4 milioane jumate, adică 4 milioane jumate, 4.500, 4 milioane jumate, un leu, nu poate. Și nu e normal. 451 de lei nu mai beneficiază. Deci o să încercăm să vedem din sursele primăriei să mergem până la o pensie medie care există în țară. În momentul acesta sunt multe investiții. Prea multe sunt strânse. Și oameni care stau în pământ, cu pământ, cu piatră. Și e greu să-i pui omul ăla că... Bineînțeles, după premiere, după diplome, după șampanie, așezați-vă cu la iubirea vă, urează și părășeți postul evoluțului. Vă apuzeam în sfârșit, dar cât mai bun în 2016, cu sănătate în primul rând, și împlinire alături de cei dragi. Un scurt program folcloric, Doina Dunării este un ansamblu care în această zi va evolua în fața noastră doar taraful. Este un tarap cu istorie. Este un tarap care ne reprezintă cu multă, să zic așa, cinste
în toată țara și în lume, vorbesc de Franța, Germania, Olanda, peste tot unde folclorul nostru vlășean este, să zic așa, prezentat cu mult profesionalism de acesta. Audiție plăcută și la mulți ani! Centrului Cultural Ion Vina. Sărut mâna doamnelor, bună ziua doamnelor, draga mea, tot fi gândul tot la mine.
mai bine, dragă. Ia-uzi. Draga mea, să urc la mea.
Un an nou cu sănătate și să dea Dumnezeu să ne întâlnim doar în momentele acestea plăcute. La mulți ani și numai bine!